spre toată lumea. Sunt să vă felicit cu ziua independenței de astăzi, chiar dacă marea majoritate din voi nu sărbează și consideră că nu există un motiv de sărbătoare în ziua de azi. Eu anume pentru asta fac postarea asta video. Eu vreau să explic punctul meu de vedere și să încerc pe voi, poate, să încerc, poate vă conving și pe voi să vedeți lucrurile în același fel cum le văd și eu, dacă reușesc. Motivul pe care îl evocați voi, că astăzi nu putem sărbători nimic, că nu e niciun motiv de sărbătoare, că noi nu avem independență, noi depindem energetic de Rusia, noi în toți anii de dependență am trăit tot mai rău, suntem permanent furați, la guvernare e o mafie și mafie a fost și nu se prevede să fie altceva și toate lucrurile astea și fel de sărbătoare. Care sărbătoare? Eu nu sunt de acord cu poziția asta și vreau să vă explic de ce. Pentru că ziua independenței nu este ziua bunăstării. Eu nu vă îndemn să sărbătorim astăzi ziua belșugului, ziua bunăstării, ziua poporului deșteptat și luminat la minte. Nu. Astăzi este ziua independenței. Eu vreau să vă amintesc cum am devenit noi independenți. Noi am devenit independenți dincolo de faptul că noi am devenit independenți accidental, pentru că s-a declarat independent Ucraina și noi am devenit un stat independent. Dar dincolo de asta au fost oamenii care au vrut independență. Au fost zeci de mii de moldoveni care au venit în Piața Mare Internaționale să ceară independență. Care nu au văzut chestiile astea sau poate au uitat, uitați-vă la înregistrările video și o să vedeți și acum. Oamenii au venit cu zecile de mii, au mers pe jos. Au mers zeci de kilometri pe jos, pentru că vă amintesc, atunci guvernul era împotrivă, blocau transportul, nu permitea autobusul să vie. Oamenii veneau pe jos, veneau în coloane mari. Asta nu e ceea ce și acum noi ne batem cu pumnul în piept. Bă, am mers sute de kilometri ca să votez pentru Maia Sandu, mare brânză. Te-ai gândit măcar pentru cine ai de gând să votezi înainte de a face sute de kilometri? Dar lăsăm treaba asta. Acum, noi avem un stat independent. Noi avem posibilitatea, ne-am avut posibilitatea și ne-am rupt de Uniunea Sovietică, ne-am rupt de lagărul acela sovietic. Da, noi n-am căpătat încă un trai decent. Dar cine e vinovat că noi am ajuns în mizeria asta care am ajuns? Suntem vinovați numai noi. Noi am votat permanent mafioți, noi n-am bătut deget de deget ca să muncim, ca să studiem, ca să vedem pe cine votăm, ca să înțelegem cum ar trebui să lucreze o democrație, cum de am ajuns noi să votăm permanent tot tâlhari și tâlhari. Asta e vina noastră. Acum, noi când spunem că nu avem nevoie de independența asta, că nu avem ce sărbători, noi aruncăm în față acest dar care ne l-au adus oamenii care au luptat. Au luptat oamenii în Transnistria, oamenii au luptat pe Nistru. Ei au fost acolo și au jertfit unii viața acolo, sănătatea, au rămas familii pe drumuri, fără casă. Deci, ce ar fi acum să le aruncăm lor cadoul ăsta în ochi? Adică, independența asta le aruncăm în față, nu avem nevoie, ce asta e independență, nu avem și sărbătorii. Voi vă dați seama ce atitudine față de dânși avem noi? Cum s-ar simți acum, de pildă, Doina și Ion Aleta Rodorovici, dacă ar vedea atitudinea moldovenilor? Mai mult ca atât, sunt alții care, anul trecut, dacă vă amintiți, au ieșit alături de usatăi în Piața Mării Naționale și-au profanat ziua independenței, au profanat Armata Națională. Pentru ce? Pentru că la guvernare este mafia. Păi oameni buni, mafia asta a venit datorită vouă. Voi de ce sărbați ziua de naștere? Dacă trăiți rău, cei care nu le-au mers în viață, care nu și-au făcut o familie, nu au avut un serviciu, nu au o casă, voi de ce sărbătoriți ziua de naștere? Când vă sună mama în ziua de naștere și să vă felicit ziua de naștere, ce nu-i spui? Mama, du-te de cu cadoul tău și întrebești mie viața ta, deja bani ai dat viață și asta e viața, uite cum trăiesc eu de rău. Dar nu faci asta, fiindcă mama ta nu e vinovată că tu nu ți-ai putut aranja viața. Exact așa și cu independența. Oamenii au luptat pentru independență, au murit la Nistru, au stat în fața tancurilor rusești în Piața Mare Națională. Și voi acum ce? Noi acum spunem că nu avem nevoie, ca să nu e independență, nu avem ce serba, nu sărbătorim nimic. Nu, eu cred că e un motiv de serbare. Pentru faptul că oamenii au avut curaj să iasă în fața tancurilor rusești și să-și apere independența. Iată, asta e motiv de serbare. Eu asta sărbătoresc. Și îmi pare rău că eu acum stau într-un aeroport, plec, nu sunt în țară. Eu aș fi fost astăzi cu copiii în Piața Mare Naționale să fiu acolo ca să vadă
toată lumea că moldovenii țin la ziua independenței, că moldovenii nu consideră o greșeală independența. Faptul că ne-a rupt de Uniunea Sovietică e un lucru foarte bun. Și dacă la noi, în Piața Mare Națională, se adună mii de moldoveni numai la Gandoneada, când vine alcoolul și ala de cântăreț și adună lumea, păi noi ce fel de mesaj lăsăm copiilor noștri, ce mesaj lăsăm lumii civilizate? Că moldovenii, uite, sărbătoresc fast și cântă smugleanca moldovanca, sărbătoresc eliberarea de sub ocupația română-fascistă, dar când e vorba de ziua lor de independență, ei nu sărbătoresc. Ei nu văd aici, ei regretă că s-au rupt din Uniunea Sovietică. Asta e ceea ce facem noi. Și acum, când cei care profanează ziua independenței, degeaba vă mai declarați pro-europeni, voi sunteți exact ca susținătorul lui Dodon. Care e diferența? Ori cei care îl votează pe Dodon, cum spune, necătând la faptul că ăsta e un mancurt prorus, și cei care profanează ziua independenței pentru că, vezi, Doamne, ei sunt nevoiți să plece din țară pentru că aici e greu de trăit. Nu. Am căpătat independența, e un motiv de serbare, e un motiv de bucurie, dar asta nu ne scutește de datorie de a lupta pentru bunăstare. Noi trebuie să ne, acum trebuie să ne asumăm independența asta. Am luptat pentru independență, dar nu ne-am asumat-o. Trebuie să ne asumăm, trebuie să fim cetățenii statului, trebuie să dăm dovadă că noi am meritat independența care ne-a dorit-o cei care au luptat pentru dânsa. Cam atâta pe scurt. Vă mai felicit cu ziua independență și ne mai vedem.